Costa Viladial, mais Biné. Médio. Suc. O Lipton. Certo, tá. Ok. Mas não vou exagerar isso. Tá, tipo, a noção, mas e a função? Papo, então. Mas isso que eu vou ver. Costa de treaba în momentul ăsta, stai să-mi deschid geamul. În momentul ăsta am gândit să fac un mukbang sau mukbang sau cum naiba îi se zice. Deci cum stă treaba? Băieții de la McDonald's mi-au zis, bă, să încerc burgerul ăsta care e nou ieșit, bla bla bla, chestii de genul. Și am zis, ok, o să-l încerc. Și o pun mai drept așa. Și m-am gândit să-l încerc pe video, frate, în timp ce discutăm despre diferite chestii, pentru că, bă, nu știu, e ok. Hai să vedem ce ne-au pus aici. De mult n-am mai primit cartofi așa mult simt un meniu mai divin, adică de fiecare dată primesc cartofi cât un meniu de la mic, frate, de... După chestia asta, care, bă, pur și simplu, mi se pare destul de mare. Mamă, ce bine arată! Mamă, mamă! O să treacă lumea pe aici, dar cui pasă, frate? Sunt vlogger de 4-5 ani, ce mai pasă? În total au fost 24 de lei. Vedeți de aici? 24 de lei am dat. McDonald's, dacă vedeți videoclipul ăsta, am consumat cam mulți bani la voi, deci o sponsorizare ceva nu strică. Care-i faza cu mukbang-ul? Adică tu la mukbang te uiți dacă mănânci chestii sau știi gen, când mănânci anumite chestii sau vrei să vezi despre ce discută lumea sau cu ei mei, te uiți la mukbang-ul. Și eu asta fac, mă uit foarte mult la David. Ale căsă, Andru. Ca să nu zică că îi greșesc numele. Dar nu știu dacă se uită la videoclipul ăsta. Dacă te uiți, frate, te respect. Ok, hai să vedem. Ai prima impresie la burgerul ăsta de la Mac. McDonald's. De ce e așa bun? Nu. Voi ce mai faceți, ce mai ziceți? Eu în ultimul timp am fost foarte, foarte trist. Nu doar că am avut niște probleme în familie, doar că, frate, deci, nu știu, eu nu știu ce fac greșit pe YouTube. Asta mă întreb în fiecare zi, bă, ce fac atât de greșit încât, bă, ca lumea să nu aprecieze, adică, chiar nu fac nimic greșit. Nu știu, frate. Adică... Asta mă întreb în fiecare zi, bă, și mă nervează pentru că de 5 ani muncesc. Aproape 5 ani, eu nu mai fac 5 ani. Și... 260.000 de oameni se uite... 10.000, frate. 10.000? Și asta mă oftică și acum... Normal că mă oftică chestia asta, pentru că... Nu știu... Într-un fel e muncă degeaba, știi? Adică, dacă, de exemplu, tu te uiți la un vlogger, frate, și îți place, de ce n-ajuți vloggerul ăla? Adică, dă-i, frate, share, dă-i like. Voi habar nu aveți cât de mult înseamnă like-urile. Nu doar că like-urile te motivează foarte mult pe YouTube, doar că, dacă, cum să zic eu, dacă îi dai like, omul vede, bă, oamenii chiar apreciază, dar... Dacă tu nu-i dai like, omul chiar intră, bă, pur și simplu, eu îți spun în momente în care chiar mă simt ca în depresie și îmi vine să mă bat și să mă întreb în continuu, bă, ce fac eu greșit, frate? Ce fac alții și nu fac eu? Sincer, să mor eu. Asta mă întreb în fiecare zi. Bine, și după ce că mă simt nașpa, vin la Mac, mănânc și trece. Nu vă exagerez, dar eu cred că de 3 săptămâni numai de la Mac am mâncat. Și nu recomand să mănci foarte des la fast food-uri, pentru că nu e ok. Doar că eu nu
fost chestii faine, frate, în Timișoara, de unde să mânci. Practic a intervenit ceva. Stai că mi-o rămas fără fucking chei. Că a uitat cheile acasă. Și acum trebuie să mă duc să îi deschid ușa. Deci, voi termina ce am de mâncat acasă și ne vedem când ajung acasă. Bun, hai!